Bună dimineața, fraților! Bună dimineața cu o nouă zi! Astăzi vom merge la Haicul cel Mare. Am avut o dimineață destul de interesantă pentru că am ajuns toți aici frumos și am zis să ne schimbăm, să ne luăm și noi bocanci de hike în picioare și toți ne-am pus aici papuci pe lângă și am văzut că vine o grămadă de prietenași din ăștia cu patru picioare și și-a lăsat Dani papuci pe aici în față și nu... Mă ridic, mă uit, unde e papucul? Câinele ăsta se juca. Da, câinele ăsta era cu papucul în gură și fugea pe aici. Dar și văzut pe Dani a fugit pe aici, pe undeva fugea după câine ca să prindă papucul. Deci o să avem și astăzi niște prieteni cu noi care o să ne urmărească poate câțiva kilometri. Așa că hai să vă zic unde mergem mai exact astăzi, pentru că avem multe locuri și le-am cam uitat și le-am trecut pe telefon. Deci o să pornim de la Gura de Ham unde suntem acum. Mergem la Poiana Izvoarelor, Cabana Mălăiești, Padina Crucii, Cabana Mălăiești, Cabana de Ham și Gura de Ham înapoi. Bine, pe parcurs o să mai vedem anumite chestii, dar asta vor fi highlight-urile. Așa că, dragilor, e ora 7 dimineața și hike-ul ăsta ar trebui să dureze undeva la 12 ore. Deci pe la ora 7 seara ar trebui să fim înapoi dacă totul merge normal. Așa că, haideți la drum. Am urcat cam 500 de metri și chiar mai în spate acolo, cu 100 de metri, am auzit ceva în pădure, ceva crengi care se rup. Și l-am axat pe Dani pentru că Dani are spray de urs la el. Pentru orice eventualitate. Da, cine știe, poate fodă ceva veveriță sau ceva. Păsări s-au pus pe ceva crenci și s-au rupt. Noi acum urmărim pătratul cu o dungă roșie în mijloc. Ia ghiciți ce am găsit aici, în pârăuțul ăsta. Aici, dacă puteți vedea, e urmă de căprioară sau ce e asta. Sau de ren, sau habar n-am. Nu știu dacă sunt reni aici în pădurea asta. În fine. La o chestie și mai interesantă și puțin mai scary. Ia găsiți ce chestie asta, fraților. Alias urme de urs. Să sperăm că nu o să avem encounter cu niciunul dintre ei. Adică cu căprioara, dacă îi putem să vedem dacă ursul. Nu. Am ieșit din pădure și cred că am intrat în Poiana Izvoarelor. Încă mai trebuie să urmărim acest semn. Triunghiul acesta alb cu dungă roșie, iar pe urmă, o secundă să-mi iau telefonul să văd, trebuie să mergem pe un triunghi alb cu alt triunghi roșu în mijloc. Am văzut ceva cabana aici, sau ce-o fi asta? Ca pensiune. Cum au făcut oare oamenii ăștia aici? Cum au adus toate chestiile aici? Așa că haideți să mergem mai departe. Uitați aici, pichetul roșu. Pichetul roșu, nu acolo trebuie. Am ajuns încă la o scurt de drumuri. Cabana Mălăiești. We have to take this red triangle. Yeah, to find the sticker. Yeah, this one. Red triangle with red. No, white triangle inside red triangle. This one. Yeah, look at this. Yeah, I love it. All right. There's a mushroom.
premierea noastră aici la 1500, cam așa avem acum, 1500 de metri altitudine, avem 5G, full, nu mă așteptam. Deci în caz dacă ne pierdem sau ceva putem să sunăm autoritățile, dar nu cred că o să fie cazul, pentru că ne mișcăm foarte bine și ținem traseul și ne luăm după semne. Cred că mai avem poate încă o oră până la cabana Mălăiești, chiar de acolo de jos, de la pancarul aceea, avem 2 ore jumate și cred că am făcut vreo oră jumate până aici, deci mai avem o oră. Bă, am găsit ceva aici, nu știu mai exact ce e chestia asta, dar am mai văzut undeva mai jos încă vreo 2 sau 3. Nu știu exact ce poate fi asta, poate ceva. Ceva de mâncare sau apă pentru păsări sau animale. Ia uitați și aici. E foarte interesantă chestia asta. Prima dată când l-am văzut am zis că ce doamne, doar nu o să fie un coș de gunoi aici sus pe munte. Hai să mergem mai departe. Adineori ne-am speriat puțin. Adineori ne-am speriat puțin pentru că am văzut ceva în tufiș și n-am știu ce e. Și eu așa am văzut ca și cum ar fi fost ceva mai mare. Dar a fost o pasăre. Deci a fost alarmă falsă. Aici avem un drum mai anevoios. Restul sunt spate. Dar am zis să mă duc în față să văd, să fie liber drumul. Și nu prea pot să stau tare mult. Cred că stau tare mult îmi ies din forma asta de atine frâu drumului. Destul de greu urcarea asta, dar ne descurcăm noi. Dacă mai țineți minte, ceva de genul am întâlnit și pe Scaffold Pike când am fost în Anglia. Dacă nu ați văzut videoclipul, vă recomand să vă uitați la el, pentru că acolo am început cu filmatul de pe telefon și sincer a fost și un videoclip destul de reușit și frumos. Ok, și acum am ajuns la un drum super interesant, dar e păcat că e doar un pic. Cred că pe aici trebuie cumva să ne trălim cumva. Să sperăm că nu picăm. Așa. Așa. Da, cât de fain arată pe locul ăsta. Lemnele sunt cam șubrede, deci trebuie să avem grijă unde călcăm. Lemnele sunt șubrede? Uite-te că acolo aproape nu ai unde să calci, Johnny. Da, important să vă țineți bine de chestia asta. Aveți grijă aici, atâta vă zic. What the fuck? Aveți grijă! Bă, aia nu-i nimica de acolo. Asta e un pic moale. Da, e ok. Ce mă că nu-i greu, e ok. Nu-i greu, dar e moale și... No, îți dă un pic de emoții. Cât de mișto e locul ăsta. Super, super. Am găsit pe drumul nostru către cabana Mălăiești o cruce. Alexander Radu Bădulescu. Născut în 13.06.1963 februarie și chiar lângă scrie 1963, student în medicină. Oare a fi murit aici? 83. Ce, 83? Da, e 83, 83. Deci 20 de ani a avut tipul care a murit aici. Mă întreb din ce cauză a murit aici. Bă, uitându-te un pic sus, parcă se imagine. Și chiar acolo în față mai avem cam vreo, cât să zic, 500 de metri poate, e cabana Mălăiești. O să ne oprim și noi acum la o mică pauză de mâncare
Și vom merge mai departe. Și altul pe la cur, așa. Cam asta a fost cel mai lung. Cam asta a fost cel mai lung checkpoint de 2 ore jumate. Restul vor fi de 45-45, ora jumate, o oră, 30 de minute. Dar cabana asta arată incredibil de frumos aici între munți. Cabana Mălăiești. Un loc desprins din rai. Unde munții ating norii. Haide să mergem și noi puțin mai sus să vedem ce view-uri mai găsim. Mamă, ce frumos poate fi aici, incredibil. Mă întreb oare dacă aici poți să te cazezi. Dar mă gândesc că da. Ce bine arată cabana asta. Și uitat acolo, cred că și cai aia ce am văzut noi acolo pe urmele alea. Da, mergem să vedem de apă. Oricum comandăm ceva. Ce priveliște. Cum arată zona asta? E incredibil. Da, putem o cafea. Mamă. Nu, să nu mănânci papuși. Ne-a făcut niște prieteni noi. Este acolo bocanci, sper să nu ia. Am terminat și o pauză de masă. Normal, următorul checkpoint era chiar acolo sus, Padina Crucii. Dar noi am zis că o luăm jos pentru că sunt 30 de minute în sus și 30 de minute de mers în jos. Deci o oră și view-ul e doar cel ce vedeți aici. Așa că oricum, voi deja ați văzut view-ul cum am filmat cu drona, așa că nu mai are rost să mergem acolo sus. Și da, nu are niciun rost. Așa că mergem mai departe către la Valea Glajariei și avem o oră 30 până la checkpoint-ul ăla. Vrei ceva? Vreau să nu te muște, Dani, că am văzut videoclipuri în care caii ăștia mușcă oamenii. Nu știu, dar nu știu că să-l bate, dar na, în fine. Ai vrea ceva, mă? Să mănânci și tu. Ok, ne-am odihnit, am mâncat, hai să mergem mai departe. Dă-o că ține pasul cu mine. Ionuș și Vale sunt spatele meu. Ale și Ionuș sunt pe la mijloc. Și Dani și Lara sunt foarte departe în spate. Ok, și am făcut o mică greșeală. O mică mare greșeală. Problema e că e același semn. Semnul acesta. Da, și m-am încurcat. Eu am crezut că noi pe aici trebuie să mergem, dar acum mi-am dat seama că noi apropiem de vârful omul. Și noi nu trebuie să urcăm în sus. Noi acum trebuie să coborăm, pentru că cabana Mălăiești a fost cel mai sus punct la care trebuie să mergem. Și noi acum trebuie să pornim înapoi jos la cabana Mălăiești, de unde am început să urcăm.
și trebuie să mergem jos prin Valea Glajariei, care e dreapta cabanei Mălăiești. Așa că am făcut un drum până aici sus, un drum foarte greu, și acum trebuie să ne facem înapoi jos. Dar priviți partea bună, Lara și Doamne sunt înaintea noastră. 2 ore mai târziu, după un drum... De unde am plecat. Da, 2 ore mai târziu de unde am plecat. Ne-am întors înapoi la cabana Mălăiești. Că de ce nu? De ce să nu urcăm aproape de vârful omul? Să ne dăm seama că suntem lângă vârful omul. Și să ne dăm seama că suntem pe un drum greșit. Bună! Am deja, aduceți alimentele sus. Totul se aduce. Acum avară, că ea nu m-a corupt. Durerea la picioare deja începe să pornească destul de tare. Avem 17 km la activ. În câte ore făcute? Eu am pornit, mi-a dat 8 ore, dar fără pauze. Nu știu. Adică cu tot cu pauze, 8 ore cu tot cu pauze, deci... Deci am făcut undeva la vreo... Vreo 6 ore, să zic. 6 ore, 17 km. Deci zic că ne-am mișcat bine. Cați aici și viu. La vreo 10 metri de la banca, unde am stat din ori. Mamă, cât de bine arată. Ne-am oprit la o răscruce de drumuri să așteptăm și pe ceilalți. Pentru că chiar aici se schimbă semnul din nou. Deci noi până acum am venit pe pătrat alb cu dungă albastră, care merge într-o parte. Dar noi de aici trebuie să mergem în cealaltă parte, către pătrat alb cu cruce albastră. Și nu știu de ce am impresia că eu să iau în partea greșită din nou, nu în partea asta, așa că îi așteptăm aici și pe restul. Sper să vină repede. Sper că ajung în 15 minute. Mai avem destul de mult de mers. Am găsit încă o cruce pe care scrie: în acest loc a fost răpus de o moarte fulgerătoare în ziua de 21.08.1979 doctor primar Vladimir Ciobanu. În vârstă de 49 de ani. De 49 de ani, dar și ăsta e medic și celălalt medic a fost. Paradoxul crucii este, știți care e? Astăzi ne aflăm în 21.08.2023. Da. Deci, da, foarte ciudat faptul ăsta, mi s-a ridicat puțin părul pe spate. În sfârșit, fraților, am dat și noi un râu. După o zi atât de extenuantă, apă, în sfârșit apă. Dar parcă dincolo s-a dat ceva mai mare. Vreau să vă spăl un pic pe mână, pe față. După asta vreme, am dat și noi de un râu. Atunci era bun, ne trebuia apă. După o zi atât de lungă, foarte bună și foarte rece și ne-a spălat puțin și acum avem o urcare de 40 de minute și urcarea va fi destul de solicitantă. Acum urcând mi-a venit în cap o concluzie nu neapărat definitivă, pentru că poate vom avea o discuție mai încolo, poate la noi în cameră, în care va apărea și Ale, să spunem niște lucruri despre această excursie și acest trail. Dar am vrut să vă zic astea două lucruri acum. Când aveți drumeții montane, aveți două moduri. Numărul 1 e cel în care îți urăști viața și te întrebi de ce ai venit și simți că vrei să renunți, că nu mai poți, îți arăt picioarele, sângele se fierbe în corp. Și a doua concluzie este faptul de a te simți împlinit.
de a te simți că ai făcut ceva. Ai făcut ceva în viața asta, chiar dacă poate pare stupid. Wow, ai urcat pe un munte și a ajuns să până într-un anumit punct și poți să spui că wow, ai făcut ceva în viața asta. Dar credeți-mă, poate cei care au făcut drumeții știu despre ce vorbesc. Sunt că ai avut un accomplishment pe care l-ai dus cu, pe care l-ai rezolvat și l-ai dus la capăt cu brio. Dar dacă poți cumva să le unești astea două, modul sau sentimente, eu zic că te poți uni cumva cu natura și dragul acesta de a călători pe munți, de a avea aceste drumezii montane, va crește cu vârf și îndesat. Da, nu pentru oamenii cu care sunt slab de spirit, dar n-ai de unde să știi până ce nu vii și încerci. Și fraților, mamă, și transpirați-mi și ochelarii, am ajuns la cabana de ham. Era ceva jos acolo, ciopârlă sau ceva. Am ajuns să fac și la cabana de ham. Bine, oricum mai avem de mers încă o oră de aici până la gura de ham. Celelalte rămas în spate, mult în spate, pentru că am venit un pic mai repede. Așa îmi place mie să vin pe la aceste drumeții montane. Așa că haideți să vedem cum arată cabana de ham. Ia să intrăm. Și mă gândesc că dacă e ceva, o să spună domnul de aici. M-am întâlnit cu un domn acum și m-a întrebat cam cât de mult mai are până la cabana Mălăiești. Și i-am zis cam cât timp mai are și mi-a spus că el se cazează acolo astăzi noapte, deci cât de tare te poți caza acolo. Super, super mișto, cred că ce fain e să ieși seara acolo, te uiți la stele și la cer, pentru că aici light pollution-ul e zero, poate. Și nu o să vă vine să credeți cine a ajuns prima dată după mine. Ca și la ski. Se poate cineva în afară de iubița mea frumoasă să fie ajuns? Și cum a fost acest drum frumos foarte până greu sus? Și era să fac infart pentru că a fost un om în față și nu l-am văzut, nu m-am auzit. Și am încremenit un pic. Da. Și mi-am făcut scenarii, cum o să... Chiar acum ziceam pe cameră că domnul acela o să stea la cabana Mălești astăzi noapte. Care? Domnul ăsta care a coborât acum. Galben. Da, o să nopteze acolo. Chiar am vrut să vă întreb, oare cum aduc, pardon, oamenii materialele astea aici? Hai că la cabana asta poate văd că, uite, s-o grămadă de mașini, deci cumva se ajunge aici. Dar cum la cabana Mălăiești, frate, acolo sus? Eu nu înțeleg cum au făcut oamenii ăia, cum... Cred că acolo este un semn în care zice că drona interzisă. Da. Nu l-am văzut. Trebuie să mă uit. În fine. Cum... Deci, astea, apa și celelalte chestii, sucuri, bere, bla, bla, ați văzut acolo că domnul acela l-a dus cu calul ăla. Sper că am prins pe cameră. Dacă nu, vă zic acum. Deci, toate alimentele erau un domn care le ducea pe cal. Le punea cumva în spate, în saș zrafie, de ea mare și vinea cu ei sus, la Mălești. Ok, dar cum au dus geamuri, cum au dus termopane, gen, nu știu, materialele astea de construcții, cum le-au dus acolo? Chiar nu pot să-mi dau seama, pentru că nu poți să arunci cu niciun mijloc de transport acolo, în afară de elicopter. Da, am intrat și bună înăuntru aici în cabana, de am să văd dacă pot să găsesc ceva de băut, ceva mai rece, dar nu am găsit nimic. Și am zis că să mă uit la semnul ăsta, să vedem dacă interzis drona, dar se pare că nu. Vă rugăm, nu parcați sau călcați iarba cu vehicule motorizate. Deci n-ai voie cu mașină, motocross, ATV sau buggy. Deci e ok dacă am filmat cu drona. Da, oricum, cred că dacă nu aveam voie să filmez cu drona, poate oamenii de aici ziceau ceva. Așa că suntem ok. Da, era frumos postul magazin aici. Oamenii ăia de acolo au bere și apă. Da. Lasă, oricum trebuie să ajungă și ăștia imediat și
mergem mai departe. Ar fi fost bun ceva, rece, suc sau ceva. Dar ne oprim jos. Avem încă o oră. Nu mi-ar fi de mult. Ok, am terminat și cu cabana de ham, cu o pauză puțin mai îndelungată, am mai mâncat un sandwich, iar acum ne îndreptăm către stâna Șaua Baiului, cu semnul untrunghi, cu un untrunghi alb cu un untrunghi galben în el. Chiar în spate era un domn care ne-a spus doi viței care stau, mă gândesc, în afara turmei și i-a zis ce găsim și aici. Hello, băcuța! Încă o băcuță. Probabil... Mai nu știu unde să... Ce, oamenii aceia care stau cu animalele. Pentru că doamnele acelea ne-a spus să... îi spunem ciobanului sau... Cine stă cu vacile. Nu știu cum se numește o care stă cu vacile. Să-l chemăm pentru că acei doi viței... stau probabil în afara razei. Și să nu-l mănânce ursul. Și hai să văd dacă fraților vă dați seama unde suntem în momentul de față. În pădure. Da, în pădure. Ia uitați ce scrie aici. Cabana Poiana Izvoarelor. Noi am fost aici acum câte ore? Noi... Vreo 11-12 ore. E ora 7 și 8 minute și noi am pornit trailul la ora 7 și am avut cam vreo 20 de minute până aici. 11 ore. Deci acum 11 ore am fost în locul ăsta. Ne-am îndreptat. Da, și am mers către ruta asta, care a fost o rută destul de grea. Da. Nu pot să zic că nu, chiar nu pot să zic că nu. Da, a fost o pic dificilă. Da, uitați că mai avem încă 10 minute și am terminat-o. Haide că ne întâlnim jos. În sfârșit am ajuns la mașină, în sfârșit. Exact, 12 ore mai târziu. Mașina, parcarea, începutul sfârșitului. Am terminat cu brio. Un drum foarte greu, plin de transpirație și de dureri de picioare și de sete și de foame și de spaimă de și de căldură și da, de spaima urșilor. Tot timpul cu frica aia, băi. Am ajuns. Îi așteptăm și pe ceilalți și mergem. Abia aștept să mă pun în pat. Da. Deci nu vă dați seama. Și să-mi dau bucanci ăștia jos. Care au fost niște bocați de nota 10. Ha, mei, nu, Alexandru trebuie să-mi schimb, trebuie să-mi cumpăr alții mai... Da, au avut niște probleme cu bocanci, sunt ceva bocanci de la Decathlon. Mă dor de mor. Au fost... Ceva bocanci de Decathlon. Bine, pentru Anglia merg, sunt ok, dar pentru România... Adică nu pentru Anglia, pentru ceva hike normal, da, sunt ok. Da, așa, ușor. Dar pentru hike-ul ce l-am avut astăzi, nu, pentru că etapa foarte subțire. Și ce pietroie, da, sunt stânci. Ai nevoie de ceva mai bun. Am terminat. Așa că hai să așteptăm pe ceilalți. Ne vedem mâine. Nu ne vedem mâine. Ne vedem acasă, în cazare și da. Să spui și eu tu o concluzie pentru oameni și părere despre tot ce s-a întâmplat. Ce anume? Despre acest hike. Cum a fost greu, a fost ușor, dar lăsăm pentru acasă, să ne tragem și noi gura pe acasă. Deschide. Nu, lasă camera. Nu.